Noile prevederi din codul rutier modificat și intrat în vigoare la sfârșitul anului trecut vor afecta zeci de mii de români. Este vorba acum despre pietoni, de asemenea participanți la trafic, ei riscând amenzi usturătoare cuprinse între 290 și 435 de lei. Pietonii trebuie să știe că sunt obligați, atunci când sunt în trafic, să circule pe trotuare sau, dacă acestea nu sunt disponibile în zona respectivă, să circule pe acostament, adică pe marginea drumului. Pietonilor le este interzisă circulația pe pistele pentru biciclete și pe autostradă. Pietonii pot traversa un drum doar atunci când semaforul pentru ei este de culoare verde. Când culoarea verde a semaforului devine intermitentă, înseamnă că semaforul urmează să afișeze semnalul roșu, iar pietonii trebuie să grăbească trecerea. Pietonii mai trebuie să fie conștienți de faptul că este interzis să traverseze atunci când se apropie un vehicul al serviciilor de urgență cu girofarurile și sirena pornite. Totodată, pietonii nu trebuie să traverseze prin spatele sau prin fața vehiculelor oprite în stațiile mijloacelor de transport, decât dacă acolo există o trecere de pietoni. Articolul 70 din Ordonanța 195 din 2002 modificată prevede în aliniatul 4 următoarele: pietonii surprinși și accidentați ca urmare a traversării prin locuri nepermise, ori la culoarea roșie a semaforului, sau a nerespectării altor obligații stabilite de normele rutiere, poartă ei întreaga răspundere a accidentării lor, în condițiile în care conducătorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale. Nu în ultimul rând, pietonii, alături de conducătorii auto, trebuie să respecte indicațiile polițistului care dirigează circulația, să grăbească traversarea sau să se oprească la semnalele polițistului. Suplimentar, pietonii care sunt nevoiți să circule noaptea pe partea carosabilă a drumului, deoarece nu există trotuare sau acostament, trebuie să aibă aplicate pe haine elemente fluorescent reflectorizante sau să aibă asupra lor o sursă de lumină vizibilă din ambele sensuri. Românii care vor încălca aceste reguli vor fi sancționați cu amendă din clasa 1 de sancțiuni, adică vor primi 2 sau 3 puncte de amendă, într-o sumă cuprinse între 290 și 435 de lei.